Centrele de informare turistică se înmulțesc exact ca ciupercile după ploaie. Din ce în ce mai multe sate se mândresc cu astfel de unități, construite și amenajate modern, dar cărora nu le trece pragul aproape nimeni. Autoritățile au considerat însă util să folosească în acest scop sute de mii de lei, în loc să construiască drumuri ori să racordeze localitățile la apă sau gaz. La Centrul de Informare Turistică din Comuna Clujană-Tureni am găsit lacătul pe poartă. Cei doi angajați erau în concediu, așa că activitatea este zero. Și prin activitate înțelegem încasarea taxei pentru gunoi, căci deocamdată aceasta este atribuția agentului de turism. Da, cu gunoiul, cu gunoiul. Dar știți că aici ar trebui să fie un centru de informare turistică. Deocamdată eu n-am văzut. Nu vin turiștii să întrebe, să se intereseze? Nu! Știu că acolo să plătim acum gunoiul, dar altceva nu știu nimica. Plata gunoiului la Centrul de Informare Turistică, în care s-au investit 500.000 de lei, este provizorie, spun autoritățile locale. Între timp, turiștii mai vin să pună întrebări. Cel puțin asta susține viceprimarul localității. Avem și doi colegi care lucrează acolo, urmând a se face recepția finală, dar noi deja dăm informații celor care vin să ne viziteze. Greu de crezut, mai ales că pe clădire nu există nicio plăcuță care să indice despre ce instituție este vorba. În plus, nici locul în care a fost construit centrul nu este tocmai inspirat. Centrul de informare turistică este construit chiar la ieșirea din comună, astfel că odată ajuns aici, turistul este deja lângă cea mai importantă atracție și anume Cheile Turenilor. O situație similară este și în satul Lujerdiu, situat în apropiere de Cluj-Napoca. În Centrul de Informare Turistică s-au investit 200.000 de euro, iar sătenii se mândresc cu el, dar asta pentru că îl folosesc în cu totul alte scopuri. O amenaja căminul ăla care era păducă și e foarte bun. E orice. O masă, se poate servi acolo, mormântări, orice se poate. Credeți că era nevoie de el? Era, da. Dar de ce? Fica fără el. Să nu știe nimic, să mai vin. La ce vă ajută? Atât, mai fac mormântări acolo, mesă. Autoritățile comunei spun însă că un centru de informare turistică era indispensabil. Sunt turiști care vin, periodic. Avem și care vin în fiecare vară. Cât de mare era nevoia pentru acest centru de informare turistică? Foarte mare. Pentru că noi ne îndreptăm, cel puțin gândirea mea și a Consiliului Local, de când sunt eu primar de 6 ani de zile, mergem spre zona agroturistică. Centrul de informare turistică din Lujerdiu are pe harta atracțiilor aproximativ 20 de puncte, dintre care majoritatea sunt bisericile din localitate și din prejur.